Duminică 31 martie, începând cu ora 15, în comuna Ion Creangă se va desfășura, în prezența a câtorva sute de locuitori și a unor pelerini, tradiționalul drum al crucii, organizat anual cu ocazia Duminicii Sfintei Cruci. La sărbătoare este așteptat și înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Procesiunea va consta în oprirea la cele 14 troițe amplasate pe dealul Muncelului. Până cu orele 15, în comuna Ion Creangă, primăria, în colaborare cu parohia Ion Creangă, organizează a doua ediție a serbării crucii, drumul crucii. Da, în ce va consta această manifestare? Păi, această manifestare va consta în faptul că vor veni foarte multă lume, se precorizează un 250-300 de cetățeni, enoriași a comunii, din satele, comunele vecinate. Au fost invitați un număr foarte mare de preoți care vor veni, personalități locale, personalități județene, toate categoriile au fost invitate de persoane. Și va consta în să va pleca din centrul satului. La fiecare troiță, sunt 14 troițe, să va face o slujbă religioasă. Să va ajunge sus unde este începută și nefinalizată încă o bisericuță. După ce se ajunge acolo, 90% este posibil să vină preasfințitul de la Roman, așa, să țină o rugăciune. Procesiunea se va încheia la bisericuța din lemn cu hramurile Sfântul Nicolae și Înălțarea Sfintei Cruci, amplasată la cea mai înaltă cota dealului Muncel. Organizarea și susținerea financiară a acestui eveniment religios unic pe Valea Siretului se va face de către primărie și parohia Ion Creangă.